Eu acum nu zic că nu e bună, e foarte bună, dar în ultima perioadă, Doamne, ne-ai dat de ne-ai săturat. Ia uitați, iară vine ploaie. Și dintr-o parte și în alta. Ai, ce să facem? Vă salut din nou și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi a venit ziua când o să răspund la una dintre sutele de întrebări pe care mi le-a spus în secțiunea de comentarii. Întrebarea este, când este bine să înțărcăm ei? Ia uitați, am companie, s-au apropiat, au văzut ei acolo că se vede ceva ciudat. Dar nu știu ei despre ce este vorba. Hai mă, nu fiți timizi, veniți încoa. Veniți încoa, hai. Veniți. Veniți mă încoa, mă, timizilor. Bun, să revenim la ale noastre. Sunt doar câteva lucruri generale de care trebuie să țineți cont atunci când vreți să vă înțărcați miei mai devreme, din diferite cauze, poate unii dintre noastre dați animalele la în pază al cuiva mai devreme, normal în zona noastră aici cam după Paște. A treia, a patra zi de Paște se duc animalele, deci nu e o dată exactă în fiecare an. Se ține cont de Paște. După ce trece Paștele, cei care au 2, 3, 4, 5 animale duc animalele pe timp de vară în altă parte la un om care strânge animale din sat și această practică se obișnuiește peste tot în România. Noi nu strângem din sat, nu luăm din sat, n-am luat niciodată, doar pe ale rudelor acum mulți ani de zile, dar am renunțat la acest lucru pentru că omul este foarte pretențios și indiferent că are animal bun sau nu are, dacă se întâmplă ceva cu animalul dânsului, vrea să îl plătești de 3 ori, cât nu face animalul. Le-am pus câteva bobițe, să vină să-i vedeți și dumneavoastră încă o dată. Încă nu i-am scos, în miei de i-am oprit. Încă nu i-am scos la pășune. Nu le-am pus foarte multe pentru că iau un conac, le dăm dimineața la 12 și seara. Dar acum le-am pus câteva ca să poată să vină, să-i ademenesc, să pot să-i filmez puțin. După cum ați observat și în descrierea videoclipului, vreau să spun pe scurt în câteva cuvinte care e cea mai bună perioadă în care se poate înțărca un miel. Cu siguranța că el o să evolueze la fel de bine în continuare atunci când îl tai de la porția de lapte. Pentru că trecerea de la lipsă lapte de tot, adică să nu-i mai dai lapte de tot și să treacă doar pe furajare, să se hrănească doar din furaje, dacă nu o faci corespunzător și dacă nu o faci așa cum trebuie, risc să ai niște surprize neplăcute pe parcurs și după să-ți pui niște întrebări, să zici, bă, dar ce am făcut rău de nu am rezultate bune. Bineînțeles, fiecare om își comandă și gestionează treburile la el în fermă după bunul plac și după cum consideră el că e mai bine să facă. Eu înțarc miei, noi de fapt în ferma noastră înțărcăm miei undeva la 2 luni jumătate, până în 3 luni, pentru că ei se dezvoltă foarte bine, foarte repede și sunt pregătiți să renunțe la lapte. După ce îi înțărcăm, deci după această perioadă de 3 luni de zile, după 3 luni de zile, când decidem să-i înțărcăm, nu le dăm imediat drumul afară, la păscut, pentru că este o mare greșeală. Mielul când trece de la un stil de furajare solid, să spun, mai ales primăvara acum, dacă îl dai imediat pe verdeață, risc să-l dai peste cap total. Și nu neapărat doar mielul, și animalul mare, pentru că iarba până se îngroașă, firul de iarbă, până vegetația capătă puterea necesară să sature animalul respectiv, durează o perioadă destul de mult de timp până se acomodează organismul animalului cu acest lucru. Cum v-a spus-o și materialul cu iezii, cu înțărcarea iezilor, așa o spun și materialul acesta și îmi susțin ideea în continuare că tot sau cel mai important lucru atunci când te ocupi de creșterea animalelor, indiferent de animal, indiferent de rasă, este mâncarea.
dacă el este hrănit cum trebuie, ai și rezultate bune, poți să îl și sau să-i gestioneze activitatea, dezvoltarea, evoluția, cum dorești tu. Dacă îl lași să moară de foame, ce pretenții ai de la bietul animal? Adică, teoretic, cea mai bună perioadă când trebuie înțărcat un miel sau un ied este atunci când e el pregătit, când considerați că este pregătit. Bun, ca o concluzie, fiecare puteți să vă înțărcați animalul atunci când considerați că el este pregătit să evolueze la fel de bine, chiar și dacă îl luați de pe lapte. Cine spune că animalul se înțarcă la o vârstă anumită fixă, din punctul meu de vedere, nu știe ce se mănâncă această treabă. Oricum sunt foarte mulți care habar nu au ce se mănâncă această meserie. Nu ca și eu cel mai mare perfect sau cel mai mare artist în domeniu. Dar atunci când crești și te dezvolți într-un mediu și faci aceleași lucruri de zi cu zi, e imposibil, nu ai cum să nu evoluezi și să înveți lucruri în fiecare zi noi și să vrei să le dezvolți și să le... Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă mușcă de spate un miel. Stai, mă, cu mine. Dar cine suntem noi să frângem voia celor care cred că sunt atot știitori? Puteam să dezvolt acest subiect mult mai mult și să vă dau mai multe detalii legate despre el, dar am făcut acest material pentru câțiva dintre prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, Fermierul Adrian, care m-ați tot întrebat, băi, când să înțărcăm și noi miei, când să înțărcăm iezii, când consider tu că pot fi ei înțărcați. Sper că v-a fost de folos ceea ce v-am explicat eu și o să mai găsiți răspunsuri în videoclipul cu iezii, în cel în care vorbesc despre înțărcatul iezilor. Ideea generală este cam aceeași, adică cam în cazul fiecărui animal se aplică cam aceeași regulă. Așa că haideți să punem punct acestui material. O să vă arăt puțin mieluții, vi filmez puțin să vedeți cum au evoluat de ultima dată când vi-am arătat. Asta fiind, cred că acum 2 săptămâni, nu mai știu exact. Și de mâine, prieteni, începem lucrările agricole. Pentru că Paștele a trecut, trebuie să ne apucăm de restul treburilor care vin. Și vin rapid, a venit vara, trebuie să urcăm animalele la munte și avem foarte multe de făcut. Așa că, dacă nu ați activat acel clopoțel prin care primiți notificare, când eu încarc un material să fiți notificați prima dată, activați-l. Pentru că vor începe sesiunea, să zic, sau seria de videoclipuri de sus de la munte, unde vom da și peste urși și peste lupi, să dea Dumnezeu să putem să-i prindem și pe cameră, să-i vedeți și dumneavoastră. Vor urma multe lucruri foarte interesante. Nu rămâne decât să vă salut, vă respect, o zi minunată vă doresc, cea mai rămas din ea, și până data viitoare să ne auzim cu bine și să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, indiferent de intențiile pe care le aveți unii dintre dumneavoastră. Doamne ajută! Într-o viață anterioară, cu siguranță, ai fost oaie. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Băiți, băiți. Nu o să-i mai deranjez, pentru că abia au mâncat și urmează să-și facă conacul.